Se investește în educație la o de câmp. Primarul Marine la Dumitrele a pus mereu pe primul plan educația celor mai mici locuitori ai comunei, astfel având în vedere situația precară în care se află multe familii. Aceasta a dorit să vină în sprijin oferind copiilor ghiozdane și rechizite pentru o bună desfășurare a procesului de învățământ. Începutul unui nou an școlar reprezintă pentru părinți și copiii de o potrivă unul dintre cele mai emoționante momente, așteptat de cele mai multe ori cu nerăbdare de către copii. Începutul unui nou an școlar vine pentru părinții lor cu grija suplimentară a achiziției rechizitelor. Această situație a fost întâlnită și în obârșea de câmp, iar primarul comunei Marinela Dumitrele, fiind în permanență în contact cu reprezentanții instituției de învățământ, a făcut o vizită la școală și, împreună, cu domnul director, au stabilit prioritățile de investiții pentru anul școlar care tocmai a început. La începutul săptămânii m-am dus la școala gimnazială obărșia de câmp pentru a stabili împreună cu domnul director prioritățile de investiții pentru anul școlar care tocmai a început. Ne-am oprit pentru câteva momente în dreptul unei clase care avea ușa deschisă și am observat o situație tristă. Deși eram în a doua săptămână de cursuri, în acea clasă erau elevi care își notau lecțiile pe foaie, a transmis Marina la Dumitrele pe pagina sa de socializare. Ca urmare a acestei situații întâmpinate, Marinela Dumitrele a luat numai decât inițiativă și a dorit să vină în sprijinul părinților și totodată să le ofere o bucurie copiilor prin dăruirea de ghiozdane și rechizite școlare acestora. Joi, toți elevii școlii au primit câte un pachet sau un ghiozdan cu rechizite școlare, care sper să le fie de un real folos în activitatea didactică. Având asigurate toate rechizitele esențiale pentru începutul acestui an, școala trebuie să fie o gimnastică a minții omenești, adică o continuă și rodnică dezvoltare a inteligenței umane, a mai adăugat Marinela Dumitrele. Primarul Comunei Obârșia de Câmp a pus în totdeauna educația copiilor pe primul plan, organizând tot felul de concursuri și activități menite să le stimuleze aptitudinile, creativitatea și spiritul de echipă, deoarece copiii reprezintă viitorul, iar de această dată a dorit să le vină în sprijin la început de an școlar.